fără nici măcar o picătură. Oricât de tare se străduia, toți norișorii râdeau de el. În cerul imens, nimeni nu mai văzuse vreodată un norișor roz, din care nici măcar nu curgea ploaie. Toți erau albi sau gri și știau să facă ploi, putea de încălzit repede întreg pământul, pentru că era o dimineață frumoasă de vară. Mai departe. Atunci, norișorul roz s-a gândit să meargă să întrebe luna. Nici aceasta însă nu a știut să-i spună de ce el era alb și l-a poftit să plece iute de acolo pentru că avea o întâlnire importantă cu stelele. Decideau împreună cât de tare vor lumina noaptea următoare. Norișorul și-a mai încercat norocul și la un fulger, dar nici acesta nu a știut să-i răspundă la întrebări. În plus, se grăbea să ajungă acasă la tunec, dar avea loc o zgomotoasă petrecere aniversară. Fulger și tunec aveau câteva zile de vacanță în același timp și nu făceau altceva decât să petreacă. Norișorul roz era atât de supărat că nu îi izbuti să afle nimic, încât a hotărât să ceară explicații chiar de la regele cerului. Regele Curcubeu. La fel ca noi. Toată suflarea cerului știa că nu există cineva mai înțelept decât mărețul Curcubeu. El trebuie să știe, s-a gândit norișorul roz. Când s-a aflat în fața lui, i-a povestit ce are pe suflet și l-a rugat să-i dea o explicație. Curcubeu însă i-a spus doar atât: dragul meu norișor, nimic nu e întâmplător pe lume. Nu trebuie să fii supărat pentru că nu ești ca toți ceilalți. Fiecare are rostul lui atât în cer cât și pe pământ. Încearcă să fii fericit și într-o bună zi vei înțelege care este menirea ta. Uite pe norișorul roz. Așadar, norișorul roz a plecat de la Curcubeu fără vreo explicație clară și care să-l mulțumească. De deștept, s-a hotărât să-i urmeze sfatul. A încercat să fie mai vesel și să nu se gândească mereu la faptul că este diferit. Ia să vedem până aici. Răspundem o propoziție și picăm mâna. Cum era norișorul față de ceilalți frățiori ai lui? Dacă ai de gând să caști toată ora. Am spus așa. Îi ridicăm mâna și răspundem o propoziție. Nu vorbim de întrebați. Rebecca, cum era norișorul față de frățiorii lui? Rebecca. Norișorul era roz și ceilalți frățiori cum erau? Ce zici? Erau gri și... Yes. Erau gri și albi. Ce-a hotărât norișorul roz să facă supărat și nu înțelegea de ce el este altfel? Își dorea din tot sufletul să fie alb sau gri, așa cum erau și ceilalți, ca să poată face ploaie. Degeaba își întreba mama și tata cum de s-a născut așa. Părinții nu știau ce să-i spună. Așa că într-o zi a hotărât că trebuie să afle adevărul, oricare ar fi acela. Prima dată s-a dus la soare. Se gândea că fiind atât de important, îi va oferi o explicație. Dar soarele nu i-a dat. Vă repet eu ce a spus Cici, că a vorbit încet. A hotărât să meargă la părinți să vadă, să afle de ce el este diferit. A mers la părinți. Unde a mai mers? Alexia. Unde a mai mers? La rege. La rege. Dar vreau să ajungă la rege, a mai fost unde? Numele meu este Andreea Moțeilă, sunt cadru didactic. De 12 ani lucrez în învățământ. Colaborez cu asociația Tot Este Posibil din anul 2019. Avem o colaborare foarte frumoasă. Am făcut enorm de multe campanii împreună.
printre care și Ziua Națională a Lecturii, Marele Crăciun, Save Kids, Doar Mama, Vreau să merg la școală, Punguța de Moș Nicolae și multe altele. De fapt, cam toate campaniile făcute de asociația Totul Este Posibil. Au fost beneficiarii multor lucruri frumoase, atât pentru clasă, cât și pentru copii. Am primit ajutor din partea asociației cu mobilier pentru clasă, uniforme pentru copii, rechizite de fiecare dată, cărți. Biblioteca clasei este donată în totalitate de asociația Totul Este Posibil. Cărțile din bibliotecă fiind foarte importante pentru noi. Materialele de lucru pe parcursul întregii colaborări ne-au ajutat foarte mult în bunul demers al activității didactice. Pentru asta țin să mulțumesc asociației pentru ajutor. Tablele magnetice, cât și tabla inteligentă cu videoproiectorul este donată de asemenea de asociația Totul Este Posibil. Suntem o clasă smart din punctul ăsta de vedere. Multifuncțională pentru a scoate fișele copiilor și tot ce avem nevoie pentru clasă. Pe viitor sper să avem o colaborare la fel de frumoasă ca și până acum. Mare lucru n-ar mai fi de schimbat la mine în clasă, pentru că asociația s-a ocupat de fiecare dată de nevoile noastre și a fost prezentă la fiecare strigăt pe care l-am apelat. Singurul lucru de care mai avea nevoie acum ar fi mobilier de băncuțe. Noi am avut de la clasa trecută mobilierul, promoția trecută de copii, clasa pieselor de puzzle, dar acum clasa curcubeu, fiind clasă pregătitoare, băncuțele ar trebui să fie individuale, băncuțe și scăunele, și pentru asta am face o cerere de ajutor către asociație. În rest, mulțumim Elizei pentru toată implicarea, mulțumim întregilor voluntari care au sărit de fiecare dată pentru pachetelele noastre și pentru tot ceea ce am avut nevoie, și colaborarea noastră să fie la fel de frumoasă ca și până acum.